De-a lungul timpului, pictorul Cornel Vana a avut ca motiv satul transilvanean, înconjurat de vegetație specifică zonei montane, de o atmosferă deosebită, păstrând elementele arhitecturale. Peisajele sale nu sunt austere, ci sunt pline de viață, populate cu personaje, ce creează atmosfera prin mișcarea lor. Astfel, cei care au trecut pragul galeriei de artă turdene au putut admira pe lucrările. Peisaj din Budești, Sucefița, Poiana Vlădesei, Peisaj din Rimetea, Dealul Negru, Peisaj din Balcic, peisaj din Maramureș, peisaj din Vidolm, peisaj din Făgetul Ierii, drumul moților și peisaj din Valea Florilor. În peregrinările sale, Cornel Vana a fost inspirat și de câmpurile cu flori, pe care le-a immortalizat cu mare sensibilitate pe pânză. Florile? ocupă un alt subiect în creația sa astfel privitorii au putut vizualiza câteva natur statice cu ulcele din lut în care buchetele florale se odihnesc parcă încântând prin cromatica lor și ritmurile compoziționale realizate de artist și temele istorice prezintă interes, un loc de cinste ocupând lucrarea dedicată Unirii din 1918. Pe lângă pictură, artistul Cornel Vana este preocupat de alto relief, dar și de sculptura mică. Domnia sa a ales două tehnici prin care își exprimă -l trăirile. Ulei pe pânză și acuarelă. Fluiditatea materiei picturale îi conferă posibilitatea de a transpune atmosfera peisajelor ce sunt bine conturate și susținute de un desen solid în tuș. Expoziția deschisă la Galeria de Artă Turdeană s-a bucurat de un real succes și cred că privitorii vor veni și la viitoarele expoziții cu aceeași plăcere și cu același interes pentru a-i urmări Demersurile artistice pictorului Cornel Vana